Sfinte Efrem, mare mucenice a lui Hristos, ascultă acum puțina noastră rugăciune pentru robii lui Dumnezeu. Spuneți-vă numele, care sunt încercați de boli, de suferințe și de ispite. Venim la tine, Sfinte Efrem, ca la un doctor ceresc, și credem că vei primi cererea noastră și vei ușura suferințele noastre și ale lor. Ai spus, Sfinte Efrem, că ai leacuri pentru toate feluritele de boli și de aceea nădăjduim că iubirea ta de oameni nu s-a împuținat. Cine poate spune mulțimea minunilor tale? Cine știe câți suferinți au aflat izbăvire prin sfintele tale rugăciuni? Ajută-i, Sfinte Efrem, ajută-i pe cei suferinți, luagă-te lui Hristos Dumnezeul nostru pentru ei și dacă le este de folos să fie temăduiți de grabă, fă să se întâmple aceasta spre slava lui Dumnezeu, iar dacă le este mai de folos să ducă mai departe crucea suferinței lor, ajută-i, Sfinte Efrem, să rabde fără să cârtească, să primească lumina sa cu nuna a răbdării. Sfinte, mare mucenice Efrem, tu ai răbdat suferințe de nespus, iar viața noastră este plină de desfătări. Dar chiar dacă suntem păcătoși și întinați prin tot felul de patim, îndrăznim a ne ruga ție, căci nu pentru noi ne rugăm ție, Sfinte Efreme, ci pentru bolnavii aceștia pe care suferințele i-au îngenunchiat. Fii lor păzitor, povățuitor, ocrotitor și tămăduitor, ca să-ți mulțumească cu inima smerită și să-L slăvească pe Dumnezeu care te-a acoperit cu harul Său, arătându-te mare făcător de minuni în vecii vecilor. Amin. Îți mulțumesc cu recunoștință pentru împărtășirea acestei rugăciuni și mărturisirea lui Dumnezeu aici și acum. Abonează-te și distribuie like și share această rugăciune și acest canal tuturor celor ce trăiesc în Dumnezeu cel adevărat. Înmulțește iubirea și lumina pretutindeni în univers. Așa să ne ajute și să ne binecuvinteze Bunul Dumnezeu. Amin.